După ce a mers în muntele Athos de câteva zeci de ori, un tânăr patron a mers la părintele Nicona Ghioritul și a întrebat: "Părinte, am fost la slujbe, am vizitat multe mănăstiri. Cum este cu mântuirea asta?" Părintele, înțelegând duhul slavei de șarte, i-a răspuns: "Dar ce anume te neliniștește?" "Tocmai nu îmi găsesc pacea în suflet. Cum o pot găsi?" "Tinere drag, oriunde vei merge, tot de tine și păcatele tale vei da. Însă ia seama la ce-ți spun. Diavolul te va lăsa să faci toate faptele bune, te va și ajuta pe deasupra, dar nu te va lăsa niciodată să faci două lucruri. Vrei să dai milostenie? Te va ajuta. Vrei să postești? Nu doar că te va lăsa în pace, dar te va și ajuta. Diavolul nu numai că te lasă să faci toate aceste fapte bune, dar te și ajută pe deasupra ca să te arunci apoi în mândrie și în slavă deșartă. De aceea niciodată nu te va lăsa să faci două lucruri. Să spui rugăciunea inimii: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, și să te spovedești. Pentru că smerenia se naște din amândouă, iar smerenia este lucrarea care îl doboară pe necurat. Din acest motiv, nu ne putem mântui fără smerenie și ascultare de duhovnic în Biserica Ortodoxă."